Să crești un copil implică responsabilitate. Că e la munte sau la mare, la țară sau la oraș, fiecare părinte face cum crede că e mai bine. Cel mai bun exemplu pentru copii este pilda părinților. Diferențe sunt peste tot, dar toți vor același lucru, să aibă un copil minunat. Pentru asta este nevoie de anumite reguli și principii. Severitatea și disciplina în primul rând astea. Spre primul plan. Dar oare aceste principii pot fi aplicate atunci când vorbim despre adolescenți rebeli? Când adolescenții și părinții sunt altfel croiți de soartă și de mediu, lucrurile devin complicate. Atât de complicate încât cer o rezolvare. Sper că nu voi închide ochii până nu-l voi vedea schimbat. Astfel, doi adolescenți care nu se cunosc se vor întâlni pentru a petrece o săptămână într-o altă familie, alături de alți copii și părinți, iar regulile sunt stricte, mult prea stricte pentru cum sunt ei obișnuiți. În episodul de astăzi este rândul lui Mădălin Ungureanu și al Andreei Petroi să vadă ce înseamnă într-adevăr strictețea părinților. Mădălin are 17 ani și este din Petrila. Problemele dintre el și părinți au început de mult și în timp s-au agravat. Dincolo de neînțelegeri, sentimentele pe care le are Mădălin nu lasă loc de niciun fel de speranță de mai bine. Ura pentru mama mea a venit de când era mai mic. Am petrecut foarte mult timp cu ea. Când era mai mic mă bătea. Deci soția a fost prieten. Tot asta spunea că eu sunt vrăjitoarea cea rea și tată să e zâna cea bună. Au fost momente când i-a impus, dacă nu divorțez de ea, eu plec de acasă. Ea eram eu. Și altă dată m-a luat de umeri și mi-a spus, înțelegi că te urăsc deja. Hai, 2, 3 și... Ai crezut mereu în tine, dar în mine toată viața ai vorbit mereu, bă. Revolta este cuvântul care îl caracterizează pe Mădălin. Tot ce face dovedește asta. În plus și forma lui de exprimare este una care conduce la aceeași idee. La toate acestea se adaugă excesul. La vârsta de 15 ani a venit aproape în coma alcoolică. A pierdut ceasul de la mână, a căzut. Și i-am interzis, i-am spus, chiar 40 de ani să ai tu în casa mea, n-ai să vii băut. Niciodată. Dacă vreau și acum pot să fumez de față cu ei în cameră, n-am nicio reținere față de ei, deci nu mă interesează părerea lor. Marihuana! 2012, cum o zic Păsescu, păi în da. 2012 legalizăm marihuana. Păi da, da. 2012. Îngrijorarea mamei este firească. De mult nu mai este în putere și asta transformă neputința în disperare. Ce-mi doresc să termine liceul, să iei bacalaureatul. Nu vreau mai departe, atât. N-a citit o carte în viața lui acest copil. Fiecare zi este zi de caterincă, de profesor, de colegi, de toată lumea. La școală merge două stații de mașină, nici două stații, că stațiile mici. Merge cu taxiul și a spus, nu se poate. Deci el vrea să fie un boier, are un etalon de un om cu bani, are impresia că acel om i-a câștigat ușor și banii se fac ușor. Pentru Mădălin, tatăl a fost ca o zână mai bună, fiindcă nu a avut încotro, dar asta nu înseamnă că nu a văzut mereu obiectiv lucrurile. Pe noi ne-a terorizat, pur și simplu. Păi în situația în care soția mea e bolnavă și are și triplu bypass pe cord. Eu vreau să aplanez situația dintre soție și Mădălin. A mimat că se spânzură. L-a prins tată s-o-n baie, chipurile s-a rupt cureaua. Și i-a recunoscut că numai așa ne poate domina. Ne poate șantaja. Și zic, am să mor într-o bună zi. Ce ai să faci? Vin după tine la 3 zile. Zic, de ce? Zic, nici acolo nu mă las, nu. Mi-e foarte greu. Asta e, dacă mama se duce odată și odată tot se va duce și o plâng 3 zile și gata. Pur și simplu. Andrei are 15 ani și locuiește într-un cartier mărginaș al Bucureștiului. În ce o privește, de ceva vreme, lucrurile au scăpat de sub control. Doar că ea nu le vede deloc ca fiind așa. Ce faci, mă? E bună? Bună, Marfa? Bună! Fără vreun reper stabil din familie, Andreea a ales după capul ei felul în care își petrece timpul liber, iar forma ei de distracție este cât se poate de elocventă pentru cum este în momentul de față adolescenta. Ei,
ieșim, bem, fumăm, ne distrăm. Bravo, e bine rău asta. Te-a plăcut și number one. Deci că ești cocoș de munte. Dacă spun pe frunte, te fac cocoș de munte. Andreea este un copil foarte obraznic. Fata, ai un foc? Fata e mama. Ai, mama? A, credeam că ești fata. Da? Da. Asta, cancer și marachia se vin. Am luat o întorsătură foarte urâtă, anturajul foarte prost și a devenit un fel de emo. Mama nu știe exact ce se întâmplă cu fiica ei și o caracterizează cu primul cuvânt venit la gură. Cât despre nemulțumirile ei, acestea sunt la tot pasul. Dacă îi spun să facă un pic de ordine să mă ajute la ceva, începe și țipă și sparge pahare și zice: ce ai, domne, ce eu să fac treabă? Dar lasă-mă femeie în pace! Ia de acolo, haidele, ți-am zis! Dar n-am chip să le iau! Ești prost crescută! Da, păi tu m-ai crescut prost! Păi eu te-am crescut, dar unde am educat așa? Părinții și-au pierdut orice autoritate în fața Andreei, care, indiferent de zi sau de oră, nu se sfiește să facă exact ceea ce vrea ea. Lasă berea, Andreea! Mama, ia mâna după bere! Unde sunt țigările? Marș! Unde sunt țigările, Andreea? Am mâncat un... Dacă e de condamnat sau nu comportamentul Andreei, este o judecată pe care o lăsăm în seama altora. În schimb, nu sunt de neglijat niște lucruri care au contribuit poate la toate aceste probleme. Când m-am despărțit de soție, am fost plecat un timp, așa, și de atunci a început să schimbe. Bea foarte mult și mă bătea. Am stat un an de zile separați și după un an ne-am împăcat, că el nu mai bea, s-a făcut om de casă. Andreea, da, a luat un exemplu foarte urât de la taicăsu și ea a început la fel să bea. A venit beată, beată acasă. M-a zis că trebuia să bea, că i-a zis cineva, că ea are niște vedenii. Dincolo de comportamentul deviant, mai există ceva care îi neliniștește pe părinți și pe adolescentă deopotrivă. Vede un copil, este dintr-un film din Gruj, care el a văzut și spune că îl vede tot timpul și că vine la masă, vine, e trează, nu doarme, vine la geam, ba, o vede pe maica domnului, a văzut-o. Sau într-o seară auzeam pași prin cameră și nu era nimeni. Și după am simțit o respirație la ceafă. O ajutăm cum putem și e normal și pe mine și pe taicăsu să ne doară și suferim din cauza ei, ceea ce ea nu-și dă seama. Pentru că e un copil, deocamdată, dar poate mai târziu. A venit vremea ca cei doi adolescenți să se pregătească pentru plecarea spre familia în care vor locui timp de o săptămână. Tare aș vrea, Mădălin, să găsești o mamă mai bună decât mine, dar să te pună la punct. Pa. Cum, pa, la pa să rezum relația noastră, Mădălin? Atâta nu meri și eu să mă pup și pe mine. Pa. Nu? Da, mă mulțumesc mult de tot. Sper să se schimbe în bine și să realizeze că, de fapt, viața nu e așa cum o vede el. Deci pentru binele lui și pentru liniștea noastră. Bani. Nu vezi niciun ban, mai copilule. De ce? Dacă îi dai bani, te duci cu tot cu ea. Te muți acolo la familia aia, toți. Acolo vă duceți și stați. Nu dai niciun ban. Niciun ban, nimica, gata. Du-te, femeie nebună, e scăpată de la nouă. Cât bani vrei? 1 milion. Hai, mersi. Ai grijă, da? Da. Relațiile sunt de mult deteriorate în familie, iar despărțirea este una destul de concludentă în acest sens. Hai, scurul. Hai, pleacă de aici cu pupatul tău. Hai, pa. Hai, grijă ușa. Sper să întoarcă mai bună, să fie altfel, ceea ce nu cred că o să schimbe. Dar măcar că tu își dai puțin respect când se întoarce înapoi. Dornici de o nouă experiență, cei doi adolescenți se întâlnesc pentru prima oară și în scurt timp vor pleca să petreacă o altfel de săptămână în localitatea sibiană Valea Viilor. Andreea. Încântat. Prieten, ai? Da, am. Nu-l cheamă, dacă nu-ți prea indiscret. Păi, de fapt, sunt cu 3 băieți. Hai de cap. Cum crezi că va fi? Nu știu, dar sper să nu fie rău. Important e să ne înțelegem.
înțelegem noi bine, nu să fim în conflict. Eu spun de pe acum, ai grijă să nu calci ursul pe coadă, știi? Ursul n-are coadă. Despre familia Urtă din comuna sibiană Valea Viilor se poate spune, în primul rând, că este una foarte unită. Părinții Ioan și Eleonora știu că datoria lor este să-i ajute pe cei doi băieți să-și facă un viitor. La rândul lor, aceștia, Leontin de 21 de ani și Lucian de 19, știu că sunt ceea ce sunt, în mare parte, mulțumită părinților. Eu sunt un familist convins. Cu mama ne înțelegem foarte bine, amândoi, în schimb cu tata... Încercăm să nu cam supărăm, să-i facem toate cerințele, să le îndeplinim. Soțul a spus o vorbă, vorba aia a fost sfântă. Nu există, dacă am spus că astăzi la 7 trebuie să ne trezim, să facem un anumit lucru. Apoi la 7 suntem la lucru. În gospodărie toată lumea muncește. Băieții sunt deja mari, sunt obișnuiți cu munca încă de mici și știu foarte bine ce au de făcut. Mai este nevoie doar de o supraveghere și de o direcționare din partea tatălui. Să nu uiți să le dai și apă. Sunt cam murdare și ar trebui curățat. O să încerc. Acum mănâncă și ei. Ai multă iarbă și de aia. La acolo ți-ai curățat? Binișor, bine. De educația copiilor ne-am ocupat amândoi părinții. Și am încercat să le găsesc altceva, altă ocupație. Și așa am ajuns să le cumpăr pești și păsări. Și le-am spus, no, tu te ocupi de pești și tu te ocupi de păsări. Dacă pasărea asta nu are făcută curățenie și nu are mâncare la timp și nu-i dăm apă, moare. Și am lăsat primele păsări de-o chiar murit. Și așa am încercat să le dezvolt dragostea față de obiectele din jurul lor. În afară de hobby-ul ăsta care l-are cu porumbei, îi plac tare mult animalele. Chiar și la oi mă completează foarte mult. Foarte, și foarte eu îi mulțumesc că mă mai ajută cu financiar. Mai sponsorizez. În când, în când. Ce să-i fac? Dacă cu ani în urmă ori fi fost probleme între copii și părinți, acum ele sunt de mult depășite, iar relația dintre ei este una pe care și-o dorește orice familie. Putem povesti orice, ca niște prieteni suntem, nu pot să că suntem tată și fiu sau mamă și fiu. Avem ca o foarte bine înțelegem în familie. Noi suntem o familie foarte unită. Un singur lucru care nu l-am văzut în familie la mine, nu i-am văzut pe ambii părinți cu țigara în gură, pe niciunul. Asta pot să zic că sunt foarte încântat de treaba asta. Că n-am avut de la cine să învăț să fumez. Chiar dacă sunt deja mari, băieții tot copiii mamei sunt. Sunt îndrumați, mustrați, dar și ocrotiți și iubiți. Iar asta se simte. Îi verific pe băieți la haine, la dulap. Își păstrează ordinea. Eu am încercat să o ajut pe mama foarte mult, că am văzut că e greu să facă față la trei bărbați într-o casă. Casa e foarte mare, este foarte mult de lucru. Un pic mai exigentă și mai severă și ghilimele să zic mai rea, cred că sunt un pic. Trebuie să mă impun cumva, ești trei bărbați. Dau cu aspiratorul, într-unele cazuri dacă merge la serviciu nu-i acasă, fac și eu mâncare dacă trebuie. No, bun, uite, mă întorc, ui praful încă, nu le șterg și le-ai de făcut. O să șterg și praful, mami, eu să-mi adun și hainele. Așa, dragul mami. Relația cu mama este foarte bună, nu pot să zic. Am plâns în fața ei, am râs în fața ei, când mi-a fost greu, am ajutat-o. O iubesc foarte mult. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Atât. La toți le-aș dori o mamă ca a mea. Eu sunt așa mai sufletist, un suflet foarte rapid, deși... Nu sunt ca frate meu, o să fiu așa dur sau așa, ați văzut, nu... Nu-mi place să le ajut pe om. Și chiar dacă am greșit eu... Chiar dacă n-am greșit tot pe mine, iau vina, să fie bine. A sosit momentul ca cei doi adolescenți să-și cunoască familia care le va fi gazdă în următoarea săptămână. Un lucru deja obișnuit este că întâlnirea are destul de mare impact. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Ciao, ciao! Ce-o fac? Leon! Cântat, Luci! Nelo! Cum ai zis? N-am înțeles! Cum ai zis? Fa, fa! Pa, pa! Fa, fa! Fa, 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 fa! Fa. În prima fază nici n-am crezut că sunt niște copii. Zici, nu te prezinți cu numele tău, nici n-am înțeles cum zicea că îl cheamă. Și domnișoară? Domnișoară? Andreea. Ți-i urât să-ți arezi fața? E vreo problemă. Chiar ai ceva, un efect la gură? Ba, nu, așa, serios vorbesc. Așa, uite, așa, vezi că arețate. Chiar ești un bărbat fain, serios. Domnișoara, tragi din țigară și da. Vorbești cu noi. Da.
Din momentul ăsta să lăsați țigările la poartă. La noi în curte nu se intră cu țigări. Nu mai avem țigări. V-ați consumat-o acum? Da. Și mele țigări, frate. Astea rămân. Și acum vă rog frumos să mai spune dacă cum vă numiți, cum vă cheamă, că eu n-am înțeles. Da. Prezintă-te frumos, așa da. Ca o domnișoară. Mă numesc Andreea. Andreea. Da. Mădălin. Mădălin. Vale bine. Nu așa. Noi suntem familia Urdă. El este Luciu. Da. Ceva comic, nu? Da, logic. Chiar așa niște copii nu am văzut. La 15 ani, când am avut eu, așa ceva nu... Se vede după fața lor că sunt niște oameni nebuni. Deci Andreea e nu obraznică. Nu cred că există cuvântul care i s-ar potrivi. Obraznicie e prea puțin spus. Ce pot să zic, nu-mi place fața lui. El vrea să pară un om mai dur în fața noastră și... Dar are o față de... gâscă. După acest prim contact deloc promițător, mama încearcă să o ajute pe Andreea să se acomodeze cât de cât cu noua locuință. Domnișoară, aici e camera în care te vei odihni o săptămână la noi. Te rog să fii atentă la lucrurile din casă. Patul vreau să ți-l faci dimineața, să arete tot așa. Da. Nu vreau să văd haine răvășite, să-ți ții ordine, să-ți pui lucrurile frumos, să-ți fac loc, să ți le aranjezi. Da. Dacă crezi că mai ai țigări, te rog să mi le dai, eu nu-ți controlez bagajul tău. Nu mai am țigări. Și dacă ai telefon mobil, te rog să mi-l dai mie în perioada cât stai mai aici. N-am. Dacă cau și ți-l găsesc, o să schimbam foaia. Și dacă mi-l dau acum? Nu, ai fi cel mai corect și cel mai cinstit, vezi? Da. Ai mințit. Și nu-i frumos. La noi nu se minte. Te rog frumos, dă-l. Frumos și... Eu când pleci o să așa, te rog, nu fă gesturi de-astea. Dacă vrei, mi-l dai frumos. Da. Te rog, nu fi obraznică. Trist. Cu obraznicia nu faci nimic. Altceva... Astea. Ce se întâmplă? Să le luați. Lasă că le stâng eu, lasă-le acolo. Lăsați că vă ajut. Nu văd de ce te deranjează astea. Inclusiv asta. Nu am putut și nu pot să concep să fie un copil și la vârsta aia atâta de obraznic. Obraznic, 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 fără un pic de bun simț. Andreea, iar ești agresivă, stai cu minte tu, pasă! Agresivă, care-i problema? Stai cu minte! Pleacă de aici! Ce frumoasă e! Te rog frumos, nu mai faci așa ceva! Că să fie agresiv, o să devin! Nu, chiar nu crezi? Chiar nu crezi? Chiar nu crezi? Chiar nu crezi? Nu-ți bagi nicăieri, că tu nu ai ce să faci! Cu acomodare cu noua locuință încearcă și Mădălin. Dar tot încercare se poate numi și asta, de vreme ce, încă de la început, sunt punctate foarte clar niște aspecte. Îmi plac jucăriile de pluș, icoanele în primul rând nu suport și... Nu să le suport, săptămâna asta încearcă să le suport. Cu jucările de pluș nu trebuie să te joci, dacă iară să te joci, n-ai decât să te faci. Chiar așa. Da. Ia să vedem, tu facem o probă. Te las să-ți pregătești hainele în dulap și o să te aștept în sufragerie să... Citim regulamentul. Ciao. Nu așa, bine, am înțeles, o să vin. Să știi, la noi în casă se vorbește foarte civilizat. Noi ne respectăm, o să te respectăm și pe tine și ce are să fim respectați. Nu trebuie să ne spui tată sau mamă, poți să-mi spui Nelu. Bine, Nelu, ciao. Așa, bine, Nelu, o să ne întâlnim în sufragerie. Încă de pe acum se anunță o săptămână grea, iar existența unui regulament pare deocamdată singura cale de a se putea ajunge în fața unui numitor comun. Te rog frumos, stai în fața atâtor bărbați. Mi se pare că stai un pic prea... Genunchi. Ba da, chiar, să știi. Te rog frumos, măcar stai civilizat, coboră picioarele jos. Da, bine. Mulțumesc pentru înțelegere. Deci, vreau să vă citesc regulamentul. Primul punct de regulament e cam așa. Copiii se supun voinței părinților. Nu suntem niște oameni absurzi, nu suntem niște dictatori, dar avem niște reguli bine stabilite în familie. Comuniști. Nu se pleacă de acasă fără voia părinților. Nu se vorbește urât. Țineți cont, ați văzut, noi vorbim respectos, ne rugăm unul pe altul dacă ce-ați făcut, ne mulțumesc dacă ți-ai făcut un lucru. Nu se înjură, nu se fumează și nu se bea. Asta e o problemă, mai ales cu țigările, deci nu știu dacă se... Nu e o problemă foarte mare. Hai, de vorbit urât, poate că încercăm să vedem. Uite, noi nu murim și nu fumăm. Ba, până noi poate și murim. Și trăim și suntem oameni în toată firea. Nu, deci noi chiar poate murim fără țigări. Hai, o să vedem, o să vedem parcurs. Cu toată familia să servește masa. Odată toți mâncăm la masă,
Nu la care, cum se trezește la 1 la 10, 1 la 11 se trezește că trebuie să mănânce. Asta e una din regulile familiei, regula la care ne ținem foarte mult. Noi servim masa împreună. Fiecare are sarcini bine stabilite, unul adună de la masă, altul duce scutură fața de masă. Ai auzit? Da. N-am zis că tu, deci eu nu ți-am spus că tu o să faci. Fiecare să aibă niște reguli. Dar ce ai? Te mănâncă vasele? Mi-e scârbă. Cum te scârbă? Să mănânci, nu te scârbă. Să porți la brână, să scârbă. Nu mi-e scârbă. Andreea arată, la vârsta ei de 15 ani, arată rău și ca și fată, ca și femeie. De nu ai mâinile îngrijite, să nu ai... Parcă jenă să spun, mi se pare că și pute. Deci o femeie care nu se îngrijește are un miros așa. Copiii sunt obligați să păstreze ordinea și curățenia în camera lor. Și la mine în cameră se dispară toate alea iepurile de pe jos și jucăriile de pe jos. Nu dispare nimic, și pozele și tot o să rămână la locul lor, pentru că astea casa mea. Dacă nu le luați. Poftim? Nu, și iepurile de sus. Anunci lucrurile tale. Tu ai venit aici la noi, asta e locuința noastră. Îți place, nu-ți place, n-o să muți tu mie locul. Da, spus să ne simțim ca acasă. Vreau să-ți ție, da? Te rog frumos. Nu vreau să începem rău. Are tot timpul ceva de comentat. Deci parcă e mama din cap până în picioare și am crezut că scap de ea, dar văd că... Puneți-vă banii pe masă frumos amândoi aici să vă văd. Și cu banii am plecat de acasă amândoi? Da. 60 de bani împreună? Nu, da. Am avut un leu, parcă. Da, da, trebuie să... Pe culo nu spun că și băutură și drog și cea mai scumpă voia acolo. Da? Da, a făcut autostopul pe drum. Te pricepi la așa ceva? Da. Foarte rău la vârsta mea. Și cât timp stai la noi, te rog frumos să scoți afară minunile alea de acolo și când pleci o să le primești înapoi. Păi nu pot. Cum le-ai băgat, le și scoți. Te rog frumos. Ia scoate. Am impresia că scade ceva din gură. Exact așa. Tot timpul am impresia că scade mâncarea din gură. N-am avut ocazia să văd încă așa. Așa, o fată, chit că am trăit cu fete și am o grămadă, foarte multe prietene. Am mers în Sibiu la facultate, am întâlnit o groază de fete. Dar nu am văzut niciuna ca ea. Să știi că o tupeu. Și prea mare pentru niște țărani ca ei. De ce ești ocaznică? Îți rușine așa un pic. De bun simț, ca de fată, ca o domnișoară. Nu dai dovadă deloc, să știi. Soarta. Soarta ți-o faci și tu, ca om. Ce soartă? Am crezut prima dată că se face sau se prostaiește, dar... Chiar e sărită de pe fix, nu știu, dar nu știu ce-a făcut părinții acolo. Andreea oricum este mult mai nebună decât mine, se și vede. Dacă nu mănâncă bătaie de la familia Ordă, i-am spus să nu mă calce pe mine pe nervi, că s-ar putea să o ia de la mine. Bine. Să răuți, nu stai. Hai, încearcă să vedem dacă poți. Nu hai, încearcă. Trebuie să râs între asta, că te-am rugat să scoți afară minunile alea. Le-ai scos și le pui acolo frumos în șervețelul ăla? Am lăsat. Guma mai întâi. Am acum un păr după aia. Mergem să mâncăm. Hai, nu fă chestia asta lângă mine, du-te. În dimineața celei de-a doua zile, tatăl nu arată deloc că a fost deranjat de atitudinea adolescenților din seara precedentă. Din contră, are cele mai bune intenții, doar că alții opinează altcumva. Lasă-mă să dorm! Hai, sus! Lasă-mă! De aici. Hai, nu ți-am spus, nu să vorbești urât în casa asta. Nu mă interesează, du-te. Chiar vrei să te ud cu apa? Cum să te trezești? Hai, toată lumea așteaptă după tine. Să aștepte. Păi să așteaptă, că a așteptat până acum. Ușor. Am văzut că ești întregată. Hai, ți-ai revenit. Hai, bun, bravo. La baie cu tine. Te pui în genunchi. Andreea, Luci, Andreea, alo! Nu-i frumos ceea ce faci. Hai să ne înțelegem ca oamenii civilizați. Păi asta e civilizată, să mă urc de dimineață pe față cu cana. Păi te trezești, păi zi afară. Păi trebuie să vrei. Trebuie să vrei. Fata asta cred că ar merita internată la un spital de psihiatru sau de cap. Băiatul ăla mic, Urdă Junior. Zici că e gay, zici că o și-o trage numai în cu**. Are pantalonii băgați în cu**. Deci, pur și simplu zici că e gay, din toate părțile. O să avem multă treabă cu copiii ăștia, tare agresiv cel puțin. Fata asta e... Ai de grijă, Luci, când mai se dă la tine, să nu-i rupă o mână sau ce, da? Ce se face? Doar te-ai mai simțit un pic de fata ei. Hai să... Leon, tu ocupă-te de căni, de farfurie, eu pun așa pe masă. Să încercăm să vedem, știu să-și pună ce ai în cană, cel puțin.
Cum familia este ocupată să le pregătească micul dejun adolescenților, aceștia ce s-au gândit? Păi s-au gândit să profite puțin de neatenția sibienilor. Fără țigară! Arunci țigara, am zis! Nu! Andreea, nu ți-e rușine să faci așa ceva? Pleacă de aici, am zis! Eu cred că tu pleci și bătută de la noi din curte. Ai, nu mă nebuni! Ba chiar te nebunezi! Haide, ia până după mine! Haide, arunci țigara! Andreea! Andreea! Aici nu fumezi! Andreea, iar ești agresivă! Stai cu minte, tu pasă! Da, sunt agresivă! Care-i problema? Te rog frumos să fii, calmează-te! Dar nu pot! Dar poți să ne scurci! Ba nu pot! Pleacă mai de aici! Te stai cu mine! Pleacă de aici! Bă, ce frumos să e! Te rog frumos, nu mai faci așa ceva! Pleci aici! Știi ceva? Aici ești într-o casă de oameni civilizați! Nu se scuipă, nu se fumează, nu se aruncă, nu se vorbesc prostii! Auzi, dar nu mă ai lovit, da? Și noi putem deveni agresivi! Ia, te ce fii lovit! Că agresiv, o să devin! Nu, chiar nu crezi? Chiar nu crezi? Chiar nu crezi? Chiar nu crezi? Nu-ți bagi nicăieri, că tu nu ai ce să faci. Ești o copilă, o minoră, nu-ți e rușine. Te rog frumos să te conformezi regulilor familiei. Și dacă nu vreau? Trebuie să vrei. Și nu vreau. Trebuie să vrei. Nu mai încotro. Vreau. Ba da. Nu vreau. O să vrei, să vezi că o să vrei. Hai. Haideți la masă, hai să ne împrietenim, jos la masă să povestim. Hai. Familia ca familia, dar se pare că până și Mădălin este ușor surprins de comportamentul Andreei, care continuă la fel și după primul scandal al zilei. Hai nu mai comenta, tăia și mănâncă dacă nu duci afară și plimbă-te. Eje, și plimbă-te pe afară prin curte. Deși dacă vreau să mă plimb prin curte. Oricum după masă, la treabă prin curte. Nu cred, nu le plimbă de că trebuie să dormi. Hai, nu mai comentați. V-am spus, mâncarea e de mâncat. Poți să alegi. Dacă nu-ți place nimic, nu mănânc. Nicio problemă. Rămâne la... Poți să ieși. Chiar te rog, să nu ne mai... Foarte. Înnegrești pe aici. Poftim. Nu, acolo, n-a domnul cărpător. Pa. Faptul că nimeni nu mai insistă pe lângă Andreea să mănânce nu înseamnă însă că adolescenta este lăsată de capul ei, chiar dacă ea are deja chef de ducă. Unde-i magazin? Aici, așa cum ieșiți pe lângă clădirea asta, direct lângă pod. După tentativele fratelui mai mic și cele ale tatălui, a venit rândul lui Leontin să încerce să o domolească pe Andreea. Oricum ai lua-o, grea încercare. Hai, Andreea, nu te mai împotrivi. Dar nu te mai împotrivi, mă, fată, și nu mai fă gesturi din asta. Păi dacă dai în mine, ai probleme cu capul. Nu dă nimeni în tine, tu te bați singură, tu, nu vezi? Nu mă bat cu mata. Hai, și te rog frumos să nu vorbești așa. Nu mi-e frică de nenea urdă. Mă, direct pe el. Nu are ce să-mi facă. Numai un om bolnav psihic, iasă din curte și fuge pe stradă să caute cafea sau țigare. Și tata s-a enervat din partea ei că îl face în tot felul de... Îi spune în tot felul, nu știu ce să zic, ești foarte, nu-mi place deloc de ei. Chiar dacă inițial părinții le-au acordat adolescenților un minim de încredere, se pare că tatăl consideră că acum nu mai este cazul de așa ceva. Mai ales că acum suspectează că Andreea are ceva bani ascunși. Chiar vrei să deschid eu geanta? Andrei, uite, deschid geanta. Așa, te rog să le scoți tu. Aici ai lejerie. Aici ai ceva. Telefonul. Parcă era confiscat telefonul. Da. Mă, dar sincer vă spui ceva, ceva miros urât, fără vrăjală. Șapă, e cu marihuana, tată. Cannabis. Tot aceeași plantă. Șapă. Uite aici le punem, uite aici, asta e geanta ta, nu străbă până pleci, pune-le aici. Așa, și tricou, le pui aici. Hai să văd la tata acum, că... Ești curios? Te rog pe tine. Nu puneți mâna în geanta mea, eu vă arăt. Na, chiar te rugăm. Ce-i ce acolo și ce mutare îți... Unde vezi tu, mă, murdarele mai în... Da, iară vorbești prostii, tu, fa. Iară vorbești prostii. Te rog frumos, Luce, să aduci o plasă. Și tu ai acolo dulapul, nu ți-ai scos o haină să ți le pui acolo? Și nici nu o să le scot. Nu se poate, nu se poate. Uite cum ai pus o hainele astea aici. Dar lasă-le acolo așa. Dar nu le lași, mă, fata, așa. Hai, ce faci, mai vrei să mai vezi? Nu se face așa. Te rog frumos, te duci și scoți astea din geantă. Da, o să le scot, da. Și le pui la spălat, tu, fata, că astea sunt murdare. Nu te supăra. M-am speriat ce am găsit în geamantanele lor. La băiat mă așteptam. El e un băiat, băieții sunt dezordonați. Dar la o fată, pantalonii, hainele murdare, ea nu știe ce e murdare în geanta aia, ce nu e murdare. Și nici nu vrea să accepte ideea să-și sorteze cel puțin hainele. Păi mă fac direct în gura lor și mă duc și au cuțitul și dai pe toți. Dacă reacționează mai rău decât au reacționat până acum. Deci te rog să-mi areți unde ți-ai ascuns banii și să-mi dai banii. Hai, caută tu. Ți-am spus că nu-i frumos să cauți în lucrurile unei femei. Uite că mai apare de pe aici. Și mai graș. Atâția nu mai sunt. Ia ridică-te un pic, că nu pățești nimic. Mă, lui, ești nebun, omule. Deci ăștia sunt toți banii care... Da, ăștia sunt toți. Și uite,
Încă ceva lasă de dorit. Te rog frumos să spui lucrurile în dulap. Dacă nu vreau. Trebuie să vrei. Nu le arunci, Andreea. Nu le arunc, le împăturesc. Nu, ăla nu e un împăturat de haine. Dar smurdare tu, fată. Treaba mea. Acum poți să pleci și vezi că le pachetezi. Mă stresezi, dai pe capul meu aici, poți să ieși. O să ies, dar o să vin să te verific. Nelu, ușa, ușa, Nelu. Așa, bine. O să vin să te verific. Da. Da. Și dacă te-ar te rog să te grăbești un pic, avem și altele de făcut. Mâine alaltă. Nu, astăzi. Mâine alaltă. Bine? O să vin să te verific. Marș. Tu, fată, tu chiar nu poți să spui o vorbă frumoasă? De ce nu, ne-am? Nu pot. Păi încearcă pentru numele lui Dumnezeu. Nu. Iar o să mă întorc. Bine, hai. Pa. Familia asta e nebună, e dusă și îmi bapă în toți. Inclusiv în femeia urdă. În dimineața celei de-a treia zile, părinții au din nou cele mai bune intenții. Lucru sesizat, se pare, doar de Mădălin. Sau, cine știe, poate că prin noua lui atitudine, adolescentul vrea să se disocieze de Andreea. Bă, da, ești frate. Când ai mașină de spălat vase, tu le spui la mână? Bă, chestie, taci! E mașină de spălat vase. Chestie, taci! Mă, Duce-te, jur, termină. Te trec de aici. Tu, baie de libidinoasă, nu mai vorbi așa cu mine, că eu chiar te păcnesc, mă jur. Fii atent, nu mai vorbi urât cu mine. Bine, ultima oară când te-am... Fii atent. Trebuie. Mădălin, când încep eu și comentez la bărbat urdă sau la femeia urdă, începe și comentează să tac din gură, că nu știu ce, că nu știu cum. Și câteodată chiar e enervant, adică... El ar trebui să fie de partea mea, nu de partea lor. Hai și spală-ți... Tot ăsta de aici. Porunca, la cort. Așa vorbești cu o fată. Vorbește frumos, poate te respecte și ea. Dar asta e fată? Nu-i fată, da ce? Nu știu. Ba, nu că e fată. Hai, e chiar o fată bună. Hai, Andreea, tu ești următoare. Hai, eu mi-l spăl pe al meu. Hai, ieși afară. Să nu te muște cumva. Hai de grijă. Nu. Și acum ce ai de gând să faci cu detergentul? O să fac o spumă de nu mai curge din ghiuvetă afară. Bun, eu am terminat. Uite, asta e operata ce ai făcut. Ai umplut de detergent acolo de nu-ți mai poate spăla acum. Asta este. Nu, ia, nu asta este, că nu se face așa. Hai, gata, ce mai șterg? Ți-ți place să trăiești așa într-o mizerie, tu, fată ta? Da. Într-un cuvânt, tu trăiești într-o mizerie. Te minți tu pe tine. Ești incredibil. Cum să te cataloghezi? Aș vrea să văd de unde vii și cum, ce ai mâncat, cum ai crescut, unde ai dormit. Am dormit între cartoane, am mâncat. Să vede. Mădăline, lasă-o în pace, nu mai aprinde și tu, că e destul de bolundă, e. Îmi pare rău pentru tine, dar cred că ai niște părinți tare, aș vrea să-i cunosc. Și cred că o să-i cunosc. Cred că o să-i cunosc. Bine, hai, pa. Niciun pat, în caz, repede că plecăm. Chiar dacă tatăl simte că are ceva șanse cu Mădălin, este în continuare circumspect în ceea ce o privește pe Andreea, dar trebuie făcută încă o încercare. Bă, dați grele, frate! Apoi atunci eu nu car. Hai, fă, nu mai comenta. Hai, grele nu se mai care, hai, încearcă. Te dracu de cu... E, te drace, mente. Hai, de grele, purtați-vă frumos, că avem o femeie cu noi, purtați-vă frumos cu ea. Care e femeia dintre noi? Tu! Gata, hai să construim dardul ăsta, să putem băga oile. Eu fac gaură, Andreea, te rog să aduci tu câte un arac din ăla de acolo, să-l pui aici unde am făcut eu gaură. Ce ăla arac? Ăla, uite, bățul ăla de acolo. Vibratorul ăla mai mare. Mă, nu mai vorbi așa, urmă. Vrei să-ți bag un cu... Să-ți bag eu în gură, nu mai fi proastă, că mă disperi. Vorbiți, mă, și nici mă disperi. Ce disperi? Ești mă între oameni civilizați, mă. Eu am obosit, bre, nu mai pot. Mi-e sete. Eu mă duc să stau și eu un pic, bre. După ce terminăm... Mă duc să beau apă. Și eu vreau să mă să stau un pic, că s-o obosit. Da, apă și înapoi? Da! Înapoi? Bă, frate, nu mai pot să-mi fac ăla de... Vine să fumez o țigare, dar nu țigare normală, să mă plac... Nu mai pot! Uite, stai de șase, în p***a și uită-te! Să-i să uităm ca oricum. Nu, să nu se mai uite. Țuică. Să căutăm ceva iarbă să fumăm, că nu mai pot. Ce fel de iarbă? Nu știu, improvizăm ceva, hai. Chiar dacă Mădălin s-a distanțat oarecum de Andreea, asta nu înseamnă că ei nu pot face o echipă atunci când scopul este unul comun. Stai de șase, Andreea. Știi ce facem noi acum, nu? Un bong. Un bong, da, un bong. Deci te spargi, avem și alcool. Ține asta. Să-mi bag, nu mai pot. Trage, așa, trage. Tare. Hai, stai jos, uite-te și la ea. Ce-i aici, mă?
ce e asta, mă? Hai să văd și eu ce e. Ce găuți ați băgat aici? Hai să încercați? Și acolo ce ai? Ți-ai adus apă? O sticlă de apă, da. Dă să beau și eu gură de apă. Da, așa că mi-e sete. Eu nu beau după tine. Că tu am înțeles că... Pare că tu te-ai lăudat așa. Și faci și de-alea. Treci de aici, hai. Urgent, înainte, eu după voi. Și ce facem acolo? Nimica, stați acolo să vă văd. Și dacă nu vreau să stau acolo? M-a țipat, bre, că mă doare urechile. Eu pe aici încolo. Păi să știi că încolo mă duc. Hai, dă-i drumul. Doare urechile, bre, hai. Stai, mă. Deci, pe cuvântul meu, dacă sunteți normal, mă. Noi suntem normali. Noi nu suntem normali. Hai, dați, mă, nu mă faceți de rușine cu mine. Dar nu te facem de rușine. Uitați, copii, am la mine de 3 zile, am crezut că începe să vă duceți pe brazdă, mă. Dar voi din ce trece, parcă sunteți, acum v-ați dat și la rachiu. Dar nu ne-am dat la niciun rachiu, ba nu. Chiar dacă adolescenții sunt îndărătnici, tatăl nu are de gând să-i slăbească, bineînțeles după răcorirea de rigoare, și până la urmă chiar și nervii și înjurăturile profesioniste pot deveni constructive. Unde ai fumat narghileaua, acolo stai cu oile. Hey! Unde păi și ce le fac? Le mută orice le fac. Vreau să văd o singură oaie care face baie. Dacă de aici. Băiată de tine. Ia dă-te așa. Bun, acum, la piscină. Încă una. În tine. Încă una. Bravo. Andreea. În bapă. Aniele de oi. Hai, încearcă. Treci, fă, zgâtul, Mati. Gata, gata, bravo, mulțumesc. Ceea ce face bărbatul urdă, pe mine chiar nu mă interesează. Adică să bagi niște oi înăuntru, wow, mare chestie ce faci. Dacă Mădălin dă semne că ar fi dispus la un alt fel de dialog cu familia, dar doar cu familia, Andreea nu are de gând să cedeze și continuă să-i eclipseze pe toți cei care până acum credeau că au un limbaj vulgar. Tindem pătura aia. Băi, ești proastă. Păi da, ajută-mă! Da, că dacă îți dau una, vezi televizor. Ce să dai tu, frate, la... Bă, mă lași, mă, prichindel. Terminați, mă. Te rog frumos să termin, eu am oameni care m-au ajutat și vreau să mănânce. Nu-ți dau chef să audă prostiile tale. Eu nu ajut, nu mănânc. Despachetează măcar și ce ai împachetat. Nu mă ajut. Haideți, băi, la masă, Chime. Hai, da, hai. Nu, ce masă bogată. Ne-am rugat-o pe fata asta să pregătească masa și nu vrea. Treaba ei, prost crescută. Soarta. Ce să-i facem? Să facă femeile, nu? Bărbați o muncit și femeile măcar să pună masa. Dacă tu te ridicai de aici, așa... Dar nu vreau, uite, de acum nu mai fac nimic. Am bat pania de mâncare și mâncați acum cum e acum. Tu te trebuie cum mai mânci. Păi mâncați, bine, lăsați vezi, eu am curățat tot ouăle. Fata asta, de privința mea, e irecuperabilă. Asta e o persoană irecuperabilă. Am niște prieteni alături care nu-i prostă, e nărodă. Tatălui i-a ajuns, jignit, înjurat, făcut de rușine în sat, el simte că cedează, dar calculat din fire, ia cea mai bună decizie. Leonora, te rog frumos, ocupă-te tu de copila asta, că mă disperă. Dar ce s-a întâmplat, dragă? Te rog să te ocupi tu de ea, eu nu vreau să mai am tangențe cu ea. Că ajung de fac o nefăcut, o mai lovesc sau ce se întâmplă cu ea? Da, și te rog frumos să te liniștești, că de aici... Ce să te liniștești cu bolunda aia? Nu că nu m-a ajutat, că nu mă bucuram de ajutorul ei. Dar venu să vorbești așa, mă face de mă cert cu oamenii aia acolo. No, te rog frumos să te liniștești, să te potolești. Dacă mai umblă după mine, mă îmbolnăvesc. Te rog să te ocupi. În preajma ei. No, te rog frumos, liniștește-te. Liniștește-te și o să iau eu în primire. Eu pe soțul, de când stăm împreună, de 23 de ani, suntem împreună, eu așa nervos, nu l-am văzut pe soțul niciodată. Deci trebuie că a fost ceva care l-a supărat foarte, foarte tare, o brăznicie la fata asta. Cum zice vorba românească, bătaia ruptă din rai, ar trebui un pic atinsă și făcută, măcar nu de mine sau de... profesori. Cred că din familie trebuia un pic instruit altfel. Uite-o pe domnișoară, vai! Tu, fată dragă! Păi toată tremuri, să și frig. Ce cauți la ora asta? Într-un cimitir, noaptea, la ora asta, 12 noaptea. Am văzut copilul și m-a chemat în cimitir, că dacă veneam o să dispară. După încercările nereușite ale tatălui, din cea de-a patra zi, mama va fi cea care se va ocupa de Andreea. Răbdare, tact și multă căldură. De toate acestea va fi nevoie. Bună dimineața, domnișoară. Neț. Tu te aranjezi și în camera tine zici că e ordine făcut tot. Suguiat în vârful patului și îți faci freza. Uite cum arată patul ăsta aici. Te rog frumos să oprești placa și să mi-o dai mie. De azi încolo nu mai folosești, bine?
Ui și unghiile alea, ce unghii sunt vopsite să alea la tine? Dar nu trebuie să am și unghiile făcute ca orice fată. Ba da, dar fă-ți-le, dragă, într-o culoare frumos. Uite, negre, albastre, te rog frumos să le ștergem jos și pe alea. Uite acum, de față cu mine, acum aici nu plec din cameră, până nu îți ștergi unghiile. Hai. Păi dacă mie așa îmi place, ce vrei să-mi le fac? Roșii! Roșii! Dar fă-ți-le tu roșii! 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 Păi mie nu-mi place! Îți dau lac să ți le faci roșii? Nu vreau! Îți dau să ți le faci albe? Nu vreau! Atâta timp cât stai la mine în casă, nu vreau să ți le văd negre sau albastre. După aia fă-ți-le pentru mine verzi sau cum vrei tu. Numai să văd că ți le ștergi jos. Așa. Și acum mai avem părul, freza. Te rog frumos să prindem părul ăsta din frunte. Nu, nu te prind. Împotrivi. Ba da, stai numai că avem, am pregătit niște agrafe. Uite așa. Nu. Ba da. Eu n-am avut fete să le prind părul și am ocazia, uite, să pun o clemă în păr la o fată. Hai, niciun pusi. Tu ce crezi, că ești o din aia cu mine? Acum mă fac să acum ce faci, mă violezi? Te violez. Eu vreau să fiu brutală cu tine dacă tu nu vrei să mă lași altfel să putem munci, să ne înțelegem. Da, uite, gata, na, ce-a fost atâta treabă? Asta o iau eu. Așa, na, am reușit și ți-am prins moțul ăla din frunte. Așa vreau să te văd cât mai stai aici la mine și să nu-ți se mai enerveze soțul pe tine când îi apari în față așa urât aranjată, cum te faci tu. No. Bun, mulțumesc că m-ai înțeles. Cred că femeia urdei comunistă, nu-i de modă veche. În familia noastră până stă să se comporte ca atare. Treptat, Mădălina a început să se apropie de familie. Simte că toată lumea îi vrea de fapt binele și de aceea, chiar dacă mai timid la început, consideră că este bine să se deschidă. De vreo 4 când ce-i tu pe scenă? Și pe scenă avem și un studio de înregistrări și... Serios? Da, de 4 ani de zile facem muzică și mai sunt vreo 3 băieți care sunt alături de mine. Colegii tăi? Colegii mei. Cum se numește trupa? E trupa s-o numit District. Părinții tăi sunt de acord cu... Părinții mei sunt niște părinți foarte severi și nu acceptă nimic din ceea ce fac eu. Deci, mai ales mama e bolnavă. Deci mama e bolnavă de ce și... Da, mama e operată pe inimă și... Serios? Da, oricum, nu mă interesează chestia asta. Pur și simplu, ea când țipă pe mine în momentele alea, deci îmi vine să-mi iau când pipi, i-am spus și în față că urăsc să mă lase în pace și... Momentele alea nu știu, e exagerată, păi exagerează din cauza păi bolii. Păi ce, nu încerci să iau, să da, vă mai deschid? Am încercat, mai... dar mereu țipă pe mine și mereu are șirile astea. Da. Și o să încerc să continui în continuare cu muzica? Da, eu chiar vreau să continui. Am avut multe momente în care am vrut să clachez și să las. Bă, ce să zic, dacă ți-e-ți place, fă ce-ți place. Fiecare are pasiunea lui. Poate să câștigi odată bani din chestia asta. Și acum am câștig banii de buzunar din chestia asta, când e vreun bal ceva, când e vreo sărbătoare, mai ales acolo în Valea Jiului, pot să spun că suntem apreciați. Fac și tatuaje. Și, serios? Da, fac și tatuaje. Și nu am, pentru că pe concepția asta nu fac, acum o să regret și chestia asta. Care vor să vină la mine să le fac tatuaje, le fac orice, oricât. Oricum, deci... Și câștigi bani dintre asta? Da. Dar ce faci să stau pe calculator? Ce trebuie, mă? Să stau pe calculator. Tu de aici. Eu n-am stat până acum pe laptop. Nu mai vorbim, mă, știu urât. Haide, mă, ieși! Du-te, mă, în baie de aici. Lasă-mă în pace, nu mai sta pe da, capul tău. Dar du-te tu, mă, în baie! Dar nu vreau să mă duc în baie! Tu te calculare dacă tu dai bine, du-te tu! Mă, zici că te bați în baie! Da, mă, bați, da, tu mai fi proastă că te bați! Auzi tu, Andreea! Mai fi proastă că te bați să-mi bați! Mădălin, gata, ce faceți aici, mă, nu sunteți normal, mă, ce aveți, mă, pentru un calculator, vă certați? Sui, du-te de aici, mă. Tu și cu familia ta, și cu papul, tot porții tăi. Hai să ne înțelegem, mă, pleacă de aici. Hai să ne înțelegem, mă. Pleacă, mă, de aici. Leon este, pot să zic că este o persoană cea mai ochi dintre toată familia asta de aici. Adică de când a venit, el nu a comentat nimic, că n-a zis nimic, că era calm la orice se întâmpla. Tatăl a aflat deja de discuția pe care băiatul cel mare a avut-o cu Mădălin și chiar dacă nu se pricepe bine la ce îi place adolescentului, consideră că este în măsură să-i dea acestuia un sfat. N-ai învățat să produci nimic, la școală nu-ți place. Din ce crezi că o să trăiești pe viitor? Părinții tăi o să mai fie un an, doi, trei, poate 10, poate mai mulți. Dar vine vremea când ei nu te mai pot ajuta. Din ce o să-ți câștigi existența? Nu te-ai gândit niciodată? Noi uite să fie... ceva, o învățătură pentru tine. Și bă, gândesc acum încolo, ce să fac în viața asta?
Eu nu te pot să spun tu acum trebuie să faci agricultură, că din asta poți să trăiești. Dar e bine să înveți că nu știi ce-ți rezervă viața. Nu știi niciodată ce se întâmplă. Banii de buzunar prin muzică mi-am și prin tatuaje. Prin, Și cui ai vândut tu muzica ta? Păi nu se vinde, muzica se cântă și se cântă pe o anumită, pe o anumită scenă, la un anumit bal, la un anumit și... Mă, să știi că nu e o idee rea dacă poți să faci o afacere și din tatuaje, asta. Și fac și tatuaje și din chestia asta câștig iarăși bani. Ție nu ți-a făcut nici în tatuaj? Nu. Nimic? Nu. Nici să nu-ți faci, mă. Nu, dar să știi că poate deveni o afacere chestia asta cu tatuajele, da? Păi știu. Gândește-te din timp. Mădălin are un copil bunicel, dar nu e făcut să trăiască la țară. El are cap muzica și concerte și... Zile, băieții familiei vor să le facă o surpriză oaspeților veniți de la oraș la ei în sat, pentru că, indiferent cât de necesare sunt regulile și strictețea, mai este nevoie parcă și de momente de relaxare. Am auzit că mi-ai tot povestit că știi să cânti și... Da, deci chiar îmi place ce fac și chiar aș vrea asta, că s-ar putea să... Uite, eu am ocazia seara asta să vorbesc cu DJ-ul ca să te lase să cânti două, trei melodii pentru noi, dacă ești de acord. Da, ok, frate, de ce ai să facem angosferă dacă e vorba de asta? Hai să... Băieții, vă rog frumos un pic de liniște, vrea să cânte băiatul ăsta pentru voi în seara asta. Bună seara, de ce vreau să mă prezint? Eu sunt Fafa, vin din Petroșani, ei sunt prietenii mei la care sunt cazat o săptămână de zile și vreau să cânt în seara asta pentru voi. Am venit vara din căldură, am ieșit cu părți afară. Uite, bă, în fate la tine la scară, cum arată și aproape de zi plecată. Chiar dacă sătenii poate nu sunt foarte obișnuiți cu hip-hop-ul, aceștia îl adoptă repede pe Mădălin, iar acest lucru îl face pe adolescent să se exteriorizeze fără vreo reținere. Vreau să le mulțumesc în ultimul rând lui Leon, lui Luci și familiei lor care m-au adoptat pentru o săptămână. Eu am foarte mari probleme în familie, am foarte, foarte mari probleme în familie și... Cu ajutorul lor am putut să trec peste toate într-o săptămână de zile, deci am uitat de toate problemele, am uitat de tot ce este rău. Cu mine sunteți a doua familie. M-am simțit foarte bine, deci foarte bine în seara asta, mai ales în vara vinilor, o să revin. Deci o să mă auziți de mine, frate, mă ieșuiți! Faptul că a fost atât de bine primit l-a impresionat pe Mădălin mult mai mult decât credea cineva. Mulțumesc, le mulțumesc lor, le mulțumesc familiei mele adoptive pentru că m-au acceptat și m-au înțeles de la început. Și ori înțeles ceea ce vreau și ceea ce fac. M-aș fi bucurat să fie și ai mei pentru că prin chestia asta le-aș fi demonstrat că de ceea ce pot eu să fac cel mai mult și nu mă apreciază. Da, pare rău pentru că am greșit și fac ceea ce fac și sper să mă schimb și eu și vreau să fie tot ok. Gata, nu mai vreau. Nu mai vreau, hai. Stai liniștit. Sper că o să fie bine, bine? Hai să mergem acasă, hai. Frate, îți mulțumesc tare mult pentru că mi-ai dat ocazia asta, mi-ai dat ocazia să demonstrez ceea ce pot eu să fac. Și nu m-am așteptat când am plecat de acasă și când am venit aici că o să se întâmple chestia asta. Deci n-am crezut că o să mă schimb atât de mult și am învățat foarte, foarte, foarte multe lucruri. Te cred. Andreea. Andreea. Da. Ce se întâmplă cu tine? Mi-e rău. Hai un pic, hai, grăbește un pic, să mergem acasă. Lasă-mă, duceți-vă voi înăuntru, mai stau puțin să mai iau gură de aer, că mi-e rău. Hai cu noi înăuntru, dar ce ai pățit? Că doar n-ai băut alcool, ai băut numai suc, ce s-a întâmplat? De la suc, nu știu, mi-e rău. Nimeni nu bănuiește ce se întâmplă cu Andreea, doar ea știe și, obișnuită poate să nu fie luată prea în serios, nu consideră necesar să spună care este de fapt problema. Spune, de ce ați lăsat-o de voi? Nu spus că e rău să lasă un pic de aer. Și pe unde se putu duce dacă e rău? Ia-o în brațe. Nu, spune, dragă, unde ați putut-o lăsa? Face probleme. Vai de mine și de mine, fata, asta e chiar problemă. Uite-o, doamnă. Bună seara. Bună seara. Violeta, dragă, te rog frumos să-mi spui, n-ai întâlnit o fată scundă, așa, brunetă, pe drum acum, că o cau și nu o găsesc? M-am întâlnit cu o fată, dar nu... Așa, și? Am întrebat unde cimitei. Vai de mine, n-o spune. Îngrijorarea familiei este firească, mai ales că ora se apropie de miezul nopții. Mai mult, fusese o seară reușită și nimic nu anunța o nouă problemă creată de Andreea.
Dragul, mama, stai să mă ții de tine. Uite-o pe domnișoară, vai, tu, fată dragă. Ce faci aici, domnișoară scumpă, acum, la ora asta? Ce cauți aici? Uitate, tremuri, ți-e și frig. Ce cauți la ora asta? Într-un cimitir, noaptea, la ora asta, 12 noaptea. Am văzut copilul și m-a chemat în cimitir, că dacă veneam o să dispară. Ce probleme ai? Ai ceva probleme? Am niște vedenii cu un copil. Tu l-ai, Doamne. Și câteodată văd și pe Maica Domnului, plângând. Fii sincer, acum, ce se întâmplă? Te droghezi? Ești... Trăiești pe altă lume? Ce? De obicei, la vechea casă mi-a părea copilul stând ghemuit, să uita înăuntru. Deci nu ți-e frică să vii noaptea într-un cimitir, îți dai seama? Nu, nu mi-e frică. Și acasă la tine, București, tot așa mergi noaptea în cimitir? Da, de câte ori mă simt rău. Îți găsești liniște aici? Da. Auzi, domnișoară dragă, eu te rog pe tine, lasă prostiile astea deoparte, cu drogurile și cu tot, astea te aduc pe tine în situația asta. Nu altceva, să știi, alea zi-au mintea. Păi niște aia, știi, hai mai bine să mergem acasă, că aici nu e un loc bun pentru tine să te poți calma, să-ți poți reveni. Vrei să vii cu mine să-ți arăt ceva? Ce? Hai să-ți arăt ceva, ceva ce s-a întâmplat, așa tânăr, ca și tine, la anii tăi. Hai cu mine. Acum însă este vorba despre o altfel de problemă, una cu adevărat destul de gravă. Uite-te tu aici așa, la crucea asta. Un băiat tânăr, așa... rebel ca și tine, la o vârstă foarte tânără, exact un anturaj așa ca tine, beții, fumat, o neascultare de părinți și tot, foarte tânăr, uite, fratele lui soțul. Și îi aici de atâția ani în pământ, tocmai din cauza asta. Nu-i păcat, ce spui tu? Când ești în floarea vieții, în tinereții, să-ți faci o familie frumos și tot, tu să ajungi aici. Te rog frumos. Hai să mergem acasă, că nu e un loc bun pentru... Nu e un loc bun pentru târziu, tine. Eu vreau să înțelegi, să iei, să bagi la căpuțul ăla tău acolo. Ia tu, întoarce-te și tu, uite la mine. Spune-mi tu așa, nu te sperie când vezi ce aș... Eu nu știu, tot tremur pe cuvânt, dacă nu. Să te gândești, Doamne, ferește să nu ajungi în situația asta, dar dacă tu continui așa, așa o să ajungi. Fata asta are niște tulburări psihice foarte grave. Trebuie mers la un medic să consulte, să se trateze, să... Trebuie părinții să se ocupe de ea în chestia asta. Dacă ea nu a discutat cu părinții, chestia asta e foarte grav. Dacă părinții ei nu știu situația ei, de ce se întâmplă cu ea și unde circulă noaptea și ce face. În săptămâna pe care cei doi adolescenți o petrec la familia gazdă, părinții nu țin legătura cu copiilor. Le transmit însă trăirile, bucuriile sau regretele legate de ei. Prima care află gândurile părinților este Andreea. Ce titlu a pus și mama asta? Nu mai citesc titlul. De ce să nu citești? Că sperăm că acum, după ce trece această experiență, să vezi că nicăieri nu este mai bine ca acasă. Poate că nu suntem învățați să spunem te iubesc, dar pentru o mamă, pentru un părinte, lipsa copilului îl îngrijorează și își face fel de fel de gânduri. În lipsa ta, eu și taicătul ne aducem aminte de multe momente petrecute împreună și să ne gândim serios că ceva trebuie să se schimbe și în viața noastră. Chiar dacă n-am spus-o, să știi că te iubesc. Ești copilul meu și nu pot să nu te iubesc. Taică, tu vrea să scrie și-l ceva, fata lui tata. Când m-am despărțit de maică ta în 2007, mi-ai spus o să-mi fie dor de tine. Poate că atunci n-am realizat ce însemnau cu adevărat acele cuvinte. Acum știu. Acum mi-e dor de tine și îți simt lipsa. Să te întorci sănătoasă și să încercăm împreună să găsim o cale de înțelegere. Mama, tata și sora ta care te iubesc. Ce părere ai despre ce ți-au scris părinții? M-am lăsat fără cuvinte. N-o vezi? Și tu ai spus că mama ta nu o să spună niciodată că te iubește și o să spună numai lucruri urâte despre tine. Vezi că e contra la ce ai gândit tu și ce ai spus tu. Promis că te faci față cu minte dacă te duci acasă să te înțelegi bine și frumos cu ei. Da, și cu sora ta să nu te mai cerți. Da. Da. Hai la mine și să fii mai bună.
și să fii mai cu minte și ascultătoare și să asculți ce spun părinții tăi, să știi că niciodată nu o să-ți vrei rău. Chiar nu am crezut că poți să-ți scrie așa simți cu adevărat. De cum să nu? Că nu mi-au zis niciodată acest lucru. Și acum că mi-au scris, mi-am dat seama că mi-e greu să stau departe de ei. Și îmi pare rău pentru ce le-am făcut până acum. Așa. Și eu le promit că o să mă schimb cu adevărat. Este rândul lui Mădălin să afle acum gândurile celor care l-au crescut. Mădălin, îți voi spune câteva lucruri pe care le-ai mai auzit. Ai fost un copil așteptat și dorit după mulți ani de așteptare și de chin. Am sperat cu totul altceva din partea ta. Știi bine că sunt un om bolnav. Nu fac paradă din boala mea, dar e o realitate cruntă. S-a mai spus de atâtea ori că nu pot pleca de grija ta. Sper din suflet, din inima asta. Atât cât mai am să te schimb. Fă comparație la libertatea pe care o ai, posibilitățile care sunt aici. Poate alți copii muncesc din greu să aibă ceea ce tu ai. Te rog, din suflet, ia aminte și uite-te bine în jurul tău. Și ia numai ce e bun. Nu zic să te desparți de prieteni, dar selectează-i. Sunt mulți care seamănă discordie, numai de dragul de a avea și alții în casă tensiuni, numai ei. Neinvinuit că te-ai născut într-un timp când nu trebuia, că eram prea în vârstă, n-am fost în vârstă, am fost niște oameni responsabili. Am știut ce așteaptă venirea unui copil pe lume. Să spune o mamă responsabilă și cu multă dragoste pentru copiii. Să știi că te iubim nespus de mult, din suflet, din inimă. Ești icoana vieții noastre. Poți să vorbești ceva? Plângi, descarcă-te și pe urmă să stăm puțin de vorbă. Să știi, pot să spun, semeni perfect cu mama ta la fizionomie. Pe mine m-a afectat mesajul ăsta, pe mine m-a cutremurat. Mai alt, și cred că și pe tine. Și m-a mai șocat ceva. Nu mă pot duce, că nu te știu, cu picioarele pe pământ. Deci nu poate muri în păcate când te vede. Nu știu chiar bine situația ta, mă, nu ne-am cunoscut așa într-un scurt timp, așa mult, dar mama ta tare afectată e. Ascult-o, cel puțin stă și ascult-o când vrea să spună ceva. Și încearcă să gândești un pic ce-a vrut mama de la mine. Părintele, totdeauna și mai ales, văzi cât de frumos o spus, chiar într-adevăr au fost niște oameni responsabili când te-au zămizlit pe tine. Au avut o vârstă la care cred că au gândit foarte bine ceea ce fac. Fă-o fericit atât cât o mai ai, cât mai poți să mai fii lângă ea, fă-o să se simtă fericită de tine. Dă-mi voie să iau și eu un șervețel de la tine, că vine plâns, îmi dă plânsul. Să fi avut un suflet de piatră și nu te poți stăpâni la așa niște... așa un mesaj frumos ce-a putut să-ți transmită mama ta. De piatră să fi fost și nu te poți stăpâni, să nu plângi. Când o vezi cât de mult suferă și... mai ales că e și bolnav, așa cum e. Eu că te sfătuiesc, chiar te rog, încearcă să te schimbi. Fă și tu, fă tu acum, că ești destul de mare ca să poți gândi. Fă tu să meargă lucrurile într-o direcție bună. În tine cred că și-a pus toată baza în anii ăștia ai bătrânețe. Nu poți să stai să ai bază în prieteni, baza ta să fie familia. Deci ce pot să vă spun? Atât, ați fost o gazdă extraordinară și... dumneavoastră și familia și cu ajutorul dumneavoastră mi-am dat seama de ceea ce pot face. Deci ceea ce se poate întâmpla într-o familie și cred că se pot întâmpla și lucruri bune. Pare rău că te-ai... Nu e nicio problemă, îmi pare rău că ai plâns, dar totuși îmi pare și bine. Îmi face bine. Pentru că plângând te descarci și arăți că totuși ai suflet. A fost tare dureros când am văzut mesajul de la tine și... Noi doi n-am fost despărțiți decât perioade scurte. Dură foarte tare și... mi-am dat seama că am greșit foarte mult.
A venit momentul ca adolescenții să-și ia rămas bun de la familie, nu înainte ca sibienii să le arate încă o dată acestora că i-au iertat pentru toate cele care le-au spus și făcut în cele 7 zile. Am și o iconiță care să-ți o pui în cameră și să... pe Maica a Domnului, să te apropii. Te rog frumos să o primești ca și cadou din partea mea și să-ți aduci aminte de noi. Mulțumesc. Și să te faci fată cu minte. Da. Să te liniștești, așa. Hai să te sărut și îți doresc numai bine și să auzim de bine, da? Da. Mădălin, cerindu-te tău, la despărțire, mă, băiatule, să știi, mi-am făcut o impresie foarte bună despre tine. La început ai fost un pic pierdut, dar văd că ai făcut progrese. Uite, din partea noastră, acum așa ai un cadou din partea băieților noștri. Ei au hotărât așa să-ți facă un... să ai o amintire de la ei care, cu care să rămâi de câte ori o vezi să aduci aminte de... Foarte tare. Și tu la rândul tău aici, Evanghelia după Marcu, e o parte din Biblie. Să schimbi viziunea despre lumea asta. Eu îți doresc succes și tot bine din lume. Și dacă tu crezi în continuare, deci încurajare din partea mea, că din muzică o să poți trăi și să-ți faci o afacere din ea, nu te lăsa. Mulțumesc mult. Bine, să trăiești. Pare bine că te-am cunoscut. Andreea, să nu uit. Ți-am confiscat niște bănuți. Poftim. Și să ții minte totdeauna, dacă te porți bine în viață, viața o să te răsplătească. Bine. Să ai grijă de tine și încearcă să te schimbi și tu. Încearcă să te schimbi. Pe tine și să ascult pe mama special și să... De câte ori aveți drum sau vreți să veniți la noi, salut. Poarta vi deschisă. Ai grijă de tine și vezi ce faci. Servus, Andreea. Hai să... După o săptămână plină de tensiune, certuri, înjurături, dar și de căldură, lacrimi și afecțiune, toți cei implicați au acum alte gânduri față de cele cu care au început experiența numită Comanda la mine. Aștept să ajungi acasă? Da, normal. Ți-e dor de prieteni, de... Da, mai ales de ai mei mi-e dor. Te cred și mie. Mă gândesc ce o să se întâmple cu ei de acum încolo. Să știți... Nu știu dacă o să se schimbe, dar altfel mi-e milă, efectiv mi-e milă de ei, mi-e milă de ei. Dacă ei nu încearcă să schimbe anturajul de prieteni, o să-i ducă pe aceeași cale pe care a fost și până acum. Primul care ajunge acasă este Mădălin, hotărât acum să devină cu adevărat un sprijin pentru părinții lui. Oh. Ce faci, tata? Bine ai venit, mă, băiete. Ceau. Ce faci, mamă? Să rămână. Ce faci, Puiule? Uite, am venit acasă, văd ce faceți. Cum a fost? Mai bine ca acasă? Nu. L-am văzut schimbat în bine. Acum am simțit strângerea în brațe, așa părintește, de la tată la fiu. Am avut un respect foarte mare față de oamenii ăia și la un moment dat mi-am dat seama că trebuie să mă schimb și mi-am dat seama ce fac, cum greșesc, de ce greșesc. E mai dureroasă de dojeană de la părinți sau de la un om străin? E mai dureroasă de la un om străin, pentru că atunci mie rușine pur și simplu să-mi spună cineva că eu greșesc. Deci până acum nu mi-am dat seama că voi încercați să mă îndreptați, încercați să... Deci pur și simplu am fost foarte aerian și nu mi-am dat seama de ceea ce se întâmplă, dar... Deci mi-am dat seama de toate problemele și chestiile pe care le-am făcut și sper ca pe viitor să ne înțelegem și noi parim atât de bine cât s-au înțeles oamenii aia trei. Nu cred că ne reproșești ceva. E o experiență pe care eu nu o să o pot uita. Deci o săptămână am fost plecat și v-am simțit foarte mult lipsa într-o săptămână de zile. Mai ales a fost tare dureros când am văzut mesajul de la tine și... Nu știu ce să zic. Noi doi n-am fost despărțiți decât perioade scurte. Dură foarte tare și... Mi-am dat seama că am greșit foarte mult. Pare rău. Cu ocazia asta vreau să-mi cer iertare de toate faptele pe care le-am făcut și sper să nu se mai întâmple. Sper că o să ne înțelegem de aici încolo. Așa e, Mădăline. Așa e. Am convingerea asta, că și tu ești mare și tu poți să faci cum au făcut băieții ceilalți din familia cealaltă. Tu știi că ești fără lucru.
Gata. Așa că e bine tot. Am că tot e bine. Acum chiar am simțit o afecțiune, o altceva, alt sentiment. Ceva mai puternic, mai sincer. Mi-era dor de Mădălinul cel mic, când era afectuos și drăgăstos. Andreea ajunge și ea acasă, unde o așteaptă o întreagă familie, pentru un alt fel de dialog și pentru o îmbrățișare a cărei căldură parcă a fost de mult uitată. Cine zic? Cum a fost, mami? A fost destul de bine. Nu mai las mai plece de acasă. De unde e la nas? De la nas? E, uite, și un pierce aici? Să-i dai bluța jos. Păi pe asta n-am putut să-l dau. Că așa a avut femeia urdă. Femeia urdă? Cine e femeia urdă, mă? Femeia la care am stat. O să ne asculte mai tare, mai mult. Faptul că a văzut ce a văzut acolo, poate s-o îndrepta. Chiar ne-a fost zăr de voi. Deci e mai bine la familia ta acasă, mă? Logic. N-aș înlocui eu niciodată cu altă familie. Și chiar cred că m-am schimbat în experiența asta de săptămână. Nu mi-aș dori viața în altă familie decât asta care o am acum. Deci până la urmă noi suntem părinții tăi cei mai buni. Tras, da. Nu, oricum, grasul meu. Chiar nu mai vreau să mai plec. Nu știu. E fetița mea și o să-i dau tot ce își dorește. Cum să mă tun? De ce să mă tun? Pentru că altfel nu pot să intra în școală. Vreau să intre, mă tun! Îl potrivim atâta timp, nu-ți face la domnul Ita! Tu vrei să-mi arăți că ești ca un băimară? Cum? E treaba mea! Cum adică? Te duci? Te duci? Cum arăți? Ca Băsescu.